Salutare și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 20 Draft spre glorie. Pe drept e cam și singura serie de pe canal. Băieți, avem jucători noi în draft, după cum știți, ies niște drafturi bombă, senzaționale și înainte să dăm drumul, uita să apeși butonul de like, hai să încercăm să ajungem la peste 4150, ar fi super, super tare. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/roll, link-ul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OFI la checkout. Hai să vedem formația pe care o să o folosim, hai să vedem ce jucători noi reușim să utilizăm în acest draft. Uf! Formație. Acum mă duc în 4-4-2 holding. E cam singura mai utilizabil, să zic așa, de aici. Și ce să fac eu aici? Fii atent, Oviță. Cred că un Zizou de 96, 5 cu 5, îi pun un shadow, e bun, e foarte bun cu shadow. Hai să luăm pe Zizou de 96, ce am. Avea deja shadow pe el, Oviță. Ce n-ai, mă? Următorul, băi, îmi iau chemeste, jur că îmi iau chemeste, îmi iau un Hunter, nu știu ce ligă ești, prietene, mi-am luat Hunter, atât. De aici îmi iau, nu știu, Shadow, merg crazy, merg nebunie pe chemeste Styles, aștept un jucător bun și după aceea să continui, sunt obligat să le iau pe Van Basten. Chemistry wise, sunt obligat să le iau pe Van Basten acolo. Matuidi, Casemiro, Fabinho, care să fie oare? Fabinho, hai cu Fabinho. Băi, în afară de Zizou, nu prea ne-a dat cine știe ce să știți că poate acum am rezolvat-o. Felipe Anderson, brazilian, ligă bună. Diaz ăsta, în schimb, interesat să vă puțin la el, 4 cu 4, atribut, balance 90, salut, te-am pupat. Felipe cât are? Are bine pe ăstea. Luăm pe Felipe Anderson aici, se potrivește chiar foarte, foarte bine, are și un shadow pe care o să-l folosim pe alții. Hai să-l iau pe Roberto Carlos. Chiellini, Virgil, Virgil intră bombă, bun. Hai că o rezolvăm și cu Kemet, Vertonghen, Varane, Umtiti. Nu-mi iau Varane, ca să fiu sincer, vine și cu Shadow, vine bine de tot. Și pe dreapta, cred că Trippier e super ok. Intră de fapt bine și Carvajal, dar e slab ca jucător. De Gea, Manu Neuer. Aștept un icon aici. Ne-au de Gea, dar aștept pe parcurs un icon. Hai să începem de aici și terminăm cu portarul. Kostić, team of the season. Interesant, e stângaș gagiu, nu? Foot left, aș putea să-l pun în 4-4-2 ăsta extremă, știi? Rafa ăsta. 99-99. Păi ești nebun. Păi ești nebun, cum arată ăsta? Nu trebuie să-i pui nimic ăstuia și tot e bun. 4-4, mamă, le iau pe Rafa. Super sub sau ceva, le iau pe Rafa și vedem ce facem. Wow. Griezmann. Pe chemistry o ajută vreun fel, nu prea, dar îl iau că e team of the season. Highest rated. Un shadow să ne luăm de aici. Următorul este... Să-mi iau un bars pentru chemistry, dar na, le iau degeaba. Ter Stegen. Highest rated, hai să-mi iau un Ter Stegen totuși. Barnes, n-aveam unde să-l joc din e. Davis, Rashford. Interesant, Rashford. Cred că stă în cât, stă slab aici, stă în 4. Dar dacă îl combin aici cu un atacant, îmi stă în 6 și e de ajuns și poate să joace pe partea aia acolo. Ok, Sancho, De Jong, highest rated. Mai trebuie un atacant, să facem full chemistry. Dybala, Arnautovic, Eden Hazard, Marco Asensio, highest rated. Ok, interesant acum. Stevie G. Aș putea să-l iau acolo să-l joc în locul lui Fabinho. Nu știu dacă e neapărat mai bun. Cu Shadow s-ar putea. Lidman e slăbuț. Otavio ăsta. 95 la dribbling. 97-91, interesant. Dar am deja dribbling-uri de ăsta în echipă. Iau un Gerard aici. Pierd de fapt chemistry, după cum vedeți. Pierd? Da, pentru că pierd la Virgil. Vedem pe parcurs ce și cum. Seriously? Dă-mi shadow. Încă 2 jucători rămași. Eu highest rated aici, nu prea îmi dau seama clar cum o Baresi cu shadow. Mi-a rezolvat problema de chemistry în echipă. Da, mi-a rezolvat problema de chemistry fără nicio problemă.
Și nu e rău, cu Shadow nu e rău, sământul 98 așa, asta e Felipe, e în full. Zidane nu prea e, mă. Zizu. N-am ce să-ți fac, asta este situația. Să stai într-un 7 cu manager, nu e rău, dar nu e nici perfect. După minutul 1, ce schimbări aș avea în echipa asta? Pe Rafa l-a jucat în față, un lucru e clar, Van Basten trebuie să zboare de acolo. Griezmann nu-mi place că are 3. Deci pe cine jucăm în față? Poate Felipe Anderson. Nu m-a impresionat Felipe Anderson când am mai avut. E greuț, e greuț. O să văd după aia. Facem chemistry și alegem și portarul imediat. Ok, și portarul. Doi Timo Allison, ia stai. Îl avem pe Virgil, dar cred că și De Gea e foarte bun. Îi iau decât highest rate și asta e. Timpul pentru manager și la manager. Hai mă să facem sultan. Nu pot să cred, mă. Serios, stăm în 99? E, asta e, ok, 99 nu e problemă foarte, foarte mare. Sunt curios să văd cum îi aranjez după minutul 1. Asta e, o să fie foarte interesant de văzut. Și avem un primul meci, un 4-3-3 cu Henry, cu Garrincha, mijlocul foarte, foarte bun. 3, ai că nu ce pot să zic. Zanetti ăla e cam cel mai bun dintre cei 3 de la mijloc. Foarte periculos și cu Ronaldinho. Ronald Koeman, Maldini, văd că n-a făcut vreun swap de chemistry styles, l-ar fi ajutat, zic eu, și mai mult. Așa, cum jucăm noi pe atac? Avem niște decizii de luat aici. Stevie G, Gerard, Felipe Anderson. Să joc așa oare și pe stânga pe cine bagi o viță? Pe Griezmann, Team of the Season, ce să facem, nu? A, n-am făcut tacticile, n-am făcut tacticile, dar le facem acum. Un long ball aici, Team-ul e de așa, așa, da. Și mai am o treabă la instructions, dă-i repede, mai poți? Cred, nu știu dacă a reușit. Stai puțin, nu știu dacă a reușit. Prima! Rashford cu stângul aproape. Aproape să deschidem scorul printr-un șut violent al lui Rashford. Rafa cu noroc păstrează, cu noroc, cu noroc a păstrat mingea acolo, trebuie să recunosc, este 1-0, un gol norocos. Aoleo, Zidane, mamă ce greu s-a întors acolo, bro. Schimb Trippier, strânge bine. Rafa, ce rachetă! Ce racheta lui Rafa, a ieșit adversarul super shoot, 2-0. O, 4-2-2-2, Rijkaard și cu David Luiz. La mijloc, Cruyff foarte periculos, Stoichkov, vecinul nostru de la sud de Dunăre, în atac împreună cu Johan Cruyff. Apărarea, depinde, Piqué e super lent, însă dacă nu joacă agresiv cu fundaș, dacă nu joacă cu linia defensivă sus, putea să fie ok. Nu știu, încă nu m-am hotărât clar cum să joc aici în atac. Sincer, nu știu. Parcă m-aș folosi un pic de Rashford cu 5 stele și l-aș juca așa și pe stânga să-mi bag un Griezmann. Zic și eu, Felipe Anderson și el foarte bun, dar pentru extreme. Hai să vedem cum merge. Cum merge joaca așa. În primul rând, hai să zburăm mingea afară. Zizu. Bum! Zine din Zidane. Ce înseamnă să ai 5 stele la Wakefoot? Facem 1 la 0 foarte rapid. Bravo. Hai deschide, Anderson. Vreau să curgă. Haide, frumos. Nu greși, Rafa. La lung. Nu greși. A greșit-o, frate. Ia vezi, Rafa. Bună preluare. Frumos. Încă un finez de la mare distanță. Neto salvează. A curs foarte frumos acest atac.
Băi, cum a dat Rafa de acolo? Cum a băgat-o Rafa de acolo? Super jucător! Facem 2-0. Ce bine a stat aici cu Trippier. Foarte bine. Deschis bine. Hai, Baresi. Băi, bine stai, Baresi. Bine, Baresi. A avut presat un pic aici Bursaro. A, e lungă. Hai, Rashford. Hai tu, Rashford. Ah, ce bine scăpasem. Dădeam pasul lui Anderson. Intram bine în centru. Trebuie minim galben, da, da. Și primește un galben adversarul. Zizu. Boom. 3-0. Și cred că ăsta e meciul. Da, asta e meciul. Ok, ce avem în continuare? 4-4-2 legat frumos, Aubameyang cu Lacazette. Mijloc Busquets, N'Golo Kante, Piqué, Varane, Ramos, SVC pe dreapta. Are o apărare care arată foarte bine. Piqué, lentuț, dar din nou, depinde cât de agresiv joacă cu el. Du-te, Griezmann, du-te, bro! Pam, pam. Am forțat aici Piqué. Oh, ce greșeală face. Mamă, ce greșeală a făcut, 1-0. A făcut greșeală foarte mare, îmi pare rău, bro. Trebuia să-l dau, asta e. Trebuie să mai dau un gol. Adversarul nu pot să zic că e foarte bun, dar nici nu e un adversar slab și poate să fie periculos oricând. Dă-i pasă, Oviță, dă-i pasă. Ești dependent acolo, sunt obișnuit să joc cu jucători cu 5 stele la Wakefoot, jucători care să-mi facă scoop-ul. Dar dai, frate, pas odată, mamă, câte ocazii am avut. Trebuie să închid meciul ăsta. Nu se mai poate să mai stă mult așa. Închide-l! Ce să închizi, frate, uite că mi-a scos-o Van der Sar pe asta. Nu credeam că poți să scoate așa. Haide, nu pot să cred, ba da. Măcar a sărit la noi după ce Griezmann ratează și dăm bara transversală, bara prietena mea cea mai bună. 2-0, e un pic mai bine acum, un pic mai corect. În legătură cu ce s-a întâmplat, știi, pe teren. Oh, îngrozitor pas. Am întors ca un bolovan acolo. Anderson, Felipe Anderson. Cum fine shot, n-am făcut întoarcerea perfectă. Durează și un pic până te obișnuiești cu anumiți jucători și cu felul în care se controlează. Uite, Felipe Anderson, not really my type. Joacă foarte agresiv acum, joci agresiv, bro, dar s-ar putea să te prind până la urmă. Ia vezi. Da, am zis că te prind până la urmă, 3-0 și e meci. Dăm la Zidane. Hop, hop, hop. Hai că o fac și eu, mă. Te crezi că e singurul care poate să facă? Rafa, 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 cu un lob, Rafa! Griezmann! Poarta goală, o comite. Zizu, Zizu, Zizu! 4-0, ce face Zidane cu el? Senzație! Bun atacul, bun, bun. Închide. Bine, Grizi! 5-1! Fugi, Rafa. Ce să-i faci vara, frate? A dat afară și vrea să iasă. Ok. Cred că e riscul și mergem în finală. Ne pregătim oare să câștigăm încă un draft? Cred că ar fi al 5-lea, al 6-lea consecutiv. Și în finală. 4-2-3-1 wide. Destul de defensivă formația. CB92, Team of the Season. Îmi scapă numele lui. E din Bundesliga, dar îmi scapă numele lui. Nu știu cine e. Virgil. Nu știu ce să zic. Nici nu știu ce să zic aici. Arată foarte bine defensiv echipa adversarului. Rămâne de văzut dacă o să reușim noi cumva să o deschidem, să o desfacem. Toată discuția în draftul ăsta a fost despre
Ce jucător să folosesc în față? Felipe Anderson. L-avem și pe Rashford o opțiune. Hai să-l joc totuși pe Rashford cu 5 stele în final. Rafa, bun, bun. Cred că jucătorul meu preferat în atac în acest draft a fost acest team of the season, Rafa. Foarte interesant, agil, mi-a plăcut. Zizu, Dumnezeule, ce gol! Zinedine Zidane! Ce minunăție de gol! Ia să vedem Rashford, îl prind pe viteză pe adversar. Cred, portarul ce face? Ah, chip, Obi, chip! Dă-i lobul peste el, închidea meciul cu un gol acolo. Frumos Grizi și la scurt. Of, bara. Face track back, face track back. Dar mamă, Gerard, bro. Mamă, n-am pozit. Pasa aia nu prea a fost bună, dar cumva rămâne mingea. Băi, Rafa, senzațional Rafa. Senzațional Rafa. Wow, cum se întoarce jucătorul ăsta. O să las un picuț reluarea. Uite aici. Pa, cum s-a întors. Absolut senzațional. Grizi, Grizi, nu ratează de acolo. 3-0 și stai meciul. Haide mă, super, super faza. Rafa face 4 și e game over. 99,99%. Deși dacă vă aduceți aminte, acum vreo 2-3 luni am avut două drafturi consecutive în care am avut 4-0. Într-unul am pierdut cu 5-4, nu știu cum, ce s-a întâmplat acolo. În al doilea m-a egalat la 4, exact următorul după cel pe care îl pierdusem, ambele în finală. M-a egalat la 4 după 4-0 pentru mine în al doilea draft și acolo am reușit eu să închid meciul și să rezolv problema. Mai reușim unul? Rafa aproape! Haide încă unul. Bum, 5. Nici acum nu iese? Da, acum iese sigur. Pus pauza, faultat, iese 100% și ne pregătim de un contraf câștigat. Un contraf câștigat. Rafa ăsta, team of the season, a fost bombiță. Bombiță, a fost super. Acum, în legătură cu premiile. Știți povestea, an de an, nu știu la ce să mă aștept. Draft de draft, uite, gold, oh, rare player pack. N-am mai văzut un jucător bun în premii, cred că de vreo 10-20 de draft. Abia facem profit. Da, primul pachet, n-are ce să fie. Pam, 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 trimite-mă un club, ok. 1000 de coins, mersi, o să mă îmbogățesc cu 1000 asta de coins. O să facem o grămadă de chestii cu 1000 de coins. Right. Ok, Rare Players Pack. Poate, poate, poate nimic. Skipoviță la el. Clasic, clasic. Trimitem totul pe transfer list, băieți. Măcar am avut oportunitatea să folosim un card team of the season foarte interesant cum este Rafa. Ne vedem în draftul următor. Nu uita să apeși butonul de like. Pa, pa!